Locuința unei familii din Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud, a fost cuprinsă de flăcări în noaptea de 21 februarie. Din cauza unui tub de oxigen surprins de foc care a explodat, au fost afectate și locuințele vecinilor, care s-au trezit fără uși și geamuri. Două echipaje de stingere din cadrul secției de pompieri Năsăud și un echipaj medical au fost direcționate de urgență la locul indicat. Pompierii militari au reușit lichidarea incendiului în limitele găsite în mai puțin de jumătate de oră, protejând astfel obiectivele în vecinate. Însă în anexa cuprinsă de flăcări se aflau două tuburi de oxigen, iar în timp ce proprietarul încerca să asigure prima intervenție pentru stingerea incendiului cu ajutorul unui furtun de grădină, tubul de oxigen încărcat a explodat. Suflul exploziei, fiind extrem de puternic, a provocat îndepărtarea a circa 30 de metri pătrați acoperiș anexă și spargerea geamurilor de la două case învecinate, potrivit bistrițeanul.ro. Intervenția a fost îngreunată de existența celui de-al doilea tub în zona de manifestare a incendiului, însă prin măsurile specifice întreprinse, pompierii militari au îndepărtat riscul producerii unei alte deflagrații. Bărbatul în vârstă de 68 de ani a fost preluat de echipajul medical cu suspiciune de fractură.